La noapte cerul va fi variabil cu unele înnorări în nord, est și parțial în centru, însă condițiile de precipitații vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat cu ușoare intensificări în zona montană înaltă. Pe arii restrânse se va produce brumă în regiunile intracarpatice, în special în depresiuni, dar și în dealurile subcarpatice din sud, iar în zonele joase vor fi condiții de ceață. Temperaturile minime se vor situa între minus 3 și 7 grade. În capitală, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 2-4 grade, ușor mai scăzută în zona preorășănească. Mâine, vremea va fi în general frumoasă și se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în regiunile nordice, estice și parțial în cele centrale, unde izolat și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări în Moldova și Dobrogea, precum și în zona montană înaltă. Izolat, dimineața în zonele joase vor fi condiții de ceață, iar în depresiuni de brumă. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 20 de grade. În capitală, vremea va fi predominant frumoasă și se va încălzi. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 16-18 grade. La munte, vremea va fi în general frumoasă. Cerul va fi variabil cu înnorări temporare în Carpații Orientali, dar numai izolat și trecător va ploua slab. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe creste. Temperaturile vor marca o ușoară creștere față de intervalul precedent.